Dă-mi coace mâna aici, lângă mine. Vezi, îi place, ia și. Ia așa, vezi că nu se face nimic. Cum e? Cum e? L-a luat deja? Da, mă, doi, uitați, doi am luat. Da? Dânsa, unul e om. Cam câte kilograme are? Nu pot să faci ce ceva. Și cât e kilogramul în viu? În viu 150-150. La alte magazine sau în hipermarketul, cam cât? Nu am fost interesat din alătate, dar am interesat că... Respectat-o prețului de anul trecut. Poftim? Respectat-o prețului de anul trecut. Sunt pe preț vechi, vechi. Da, sunteți pe preț vechi. Să trăiți, domnule. De unde sunteți? Vă salut. Domnule, sunt drastă. De ce nu mi-a domnule? Tot teleormanul. Domnule, da. Noi vă mulțumim. Acolo era sa uilor. Dumneavoastră ați înființat. Dumneavoastră ați înființat. Asta cineva să ne-a salutat. Dumneavoastră vă rășiți spiritul. Împărătorului și spiritul vânzătorului. Abatorul e în regulă. Abatorul e puteți face din sunt pansionați toți. Medicii sunt înăuntru. Medicii nu... fac datoria și am mulțumit pentru ceea ce a făcut. Deci vine clientul. Și alege mielul. Cât durează până și-l alege, până îi dați? 10-15 minute. 10-15 minute până îl... Mielul se verifică, domnul e cu cătărina, mielul marfă proaspătă, curată. Prețurile sunt tot prețurile. Da? Nu sunt prea ceva. Doamne ajută, Doamne ajută. Ce mai avem aici? Tot teleormanul. Am invadat teleormanul, domnule. Suntem aproape, domnule. Tot teleormanul. Tu ești de la Popești. Trească, domnul primar, de la Popești, de ordine. Dar clopul nu ți-l dai jos, ți-l ai acoperit, păi, dar nu ți-l dai. Păi n-avei cum să intrăm în așa. Tu ești din Ardeal, nu? Da. Și cum e? Anul ai fost și anul trecut? A, păi de când sunteți dumneavoastră. Primarea am fost aici. Înainte. De când s-a făcut târg, da, de când s-a făcut târg. Deci programul e de la cât, de la 7? De la 7, dimineața la 7 după amiază. La 7 după amiază. Cât mie ați estimat dumneavoastră că veți vinde anul ăsta? Sau cu estimăm să-i vindem toți. Vedeți că anul ăsta cade și Paștele Catolic și Ortodox în aceea zi. Anul trecut ați avut cam probleme, nu? Anul trecut am rămas cu mie. De ce? Cel puțin am rămas cu 100 de bucăți anul trecut. I-ați făcut... I-am făcut oi. I-ați făcut oițe, da, și i-au făcut la rândul lor mie. Deci pagubă nu există. Oi. Rămâna, ați cumpărat? Da, el a tăiat. El a tăiat, l-ați ales? Da, l-am. Ați venit cu nepoțica sau singură? Sunt singură. Da? Cum vi se par prețurile? Exact ca anul trecut. Da. Deci aici nu se văd scumpirile, nu? Da. Da. Deja știam. Păi, asta e datorită faptului că vin producătorii direct. Da. E o tradiție din Mostrămoz, nu? Da, și Iisus a sacrificat. Și mănânc ceva, la tot ce vede, da? Ceea ce... Deci sunteți mulțumită, nu? Sunt foarte mulțumită. Doamne ajută. Ăsta pehe, unul poate să-l atre. Cum vi se pare? Premergător acestor demersuri se face o întreagă pregătire. În primul rând, siguranța cetățenilor este asigurată de Direcția Sanitar-Veterinară, care a detașat ca în fiecare an 5 doctori pe durata programului de la 7 dimineața la 7 seara. Ei stau și supraveghează atât tăierea, cât și calitatea produselor. Pun domnilor lor, nu și dau bun de intrare pe piață. Nu cred că, indiferent ce poezie le spune ciobanul, ei se încred foarte tare în acest abator, singurul de altfel, de asumarea mieilor. Este o realizare pentru că vedem și astăzi în continuare acele tăieri clandestine la marginea drumului. Nu spun că nu sunt buni, dar nu poți fi sigur decât atunci când stampila celor de la Direcția de Sanitar-Veterinară și Siguranța Alimentelor își pun parafa. Părerea mea, și ca o experiență în domeniul controlului, trebuie intensificate controlele nu numai în preajma sărbătorilor, ci a se duce munca de prevenție până când vin aceste sărbători, a întâmpina aceste sacrificări, nu le numesc ilegale, ele încă, cum și porcul, vedeți, în preajma Crăciunului,
până nu-l pune el pe paie în curte, până nu-i bagă cuțitul în gât, ei de fapt respectă o tradiție. Nu, trebuie să ne îndreptăm, suntem membri ai comunității europene și trebuie să respectăm anumită legislație impusă de comunitatea europeană. Acest abator respectă 100% condițiile Uniunii Europene și bine ar fi, pentru că singurul târg de acest gen pe raza Bucureștiului, eu cred că este foarte puțin raportat la cerere și oferta care este pe an ce trece mai mare. Anul ăsta avem cele două sărbători creștinești, atât celor creștini ortodoxi cât și celor catolici, în aceeași duminică și vă dați seama și oferta este foarte mare. Fiind singurul târg, nu știu dacă fac sau nu față, dar trebuie suplimentată oferta prin condiții civilizate de a asigura cetățenii de cât mai bune condiții. Și avem 32 de țarcuri. Producătorii plătesc 150 de lei, 1 milion de lei vechi pe zi pentru fiecare țarc. Din ce zonă au venit? Din toate zonele țării. Teleorman, Gorj, din jurul Bucureștiului, Sibiu, toate zonele țării. Și văd că oferta este generoasă. Fiecare întrebându-i cât și-au propus în acest an, n-a spus nimeni o cifră mai mică de 300. Sper să își vadă rodul muncilor la sfârșitul acestor sărbători, pentru că muncesc cu sudoarea frunții, sunt producători autentici și asta mă bucură, pentru că cel puțin în sectorul 4 sunt eliminații producătorii, așa zis, și la mâna a doua, a treia, care de fapt nu sunt producători, iau, dar cei care vin de ani de zile în acești târg nu își mai pot permite, pentru că vând și vând la prima mână și le intră direct banul, decât să dea ca alții marfa în angro și să ajungă la a doua, a treia mână. Siguranța cetățeanului este clar, pentru că una e să-l cumperi într-un hipermarket sau dintr-un magazin congelat, va schimba la culoare, nu spun că nu, pentru că și în hipermarketuri toți cei de la Direcția de Sănătate Publică asigură siguranța și calitatea mărfii expuse, dar așa este omul, până nu-l vede el cu ochii lui, viu, în maxim 7-8 minute am înțeles de la alegerea mielului, intră în abator și este așteptat. Pe această cale fac un apel ca toți cei care cumpără miel din această piață Apărătorii Patriei au la dispoziție și cântarul cetățeanului să verifice de două ori înainte să plece cu marfa acasă,